Cum să corectezi 8 greșeli obișnuite de frumusețe? Cu aceste metode simple de a evita erorile de frumusețe, vei arăta și te vei simți super în pielea ta. Greșeală obișnuită. Folosirea balsamului pe întreaga suprafața părului. Majoritatea aplică balsamul în același mod în care aplică șamponul, începând de la rădăcină către vârfuri, uniformizându-l pe tot părul. O modalitate mai bună. Începând din dreptul urechilor, aplicați balsamul până la vârfuri. Vei obține mai mult volum și nu va mai trebui să îți speli părul atât de des. Recomand Aromacology șampon pentru volum de la L'Occitane. Greșeală obișnuită. Aplicarea fondului de ten înainte ca hidratantul să se fie uscat. Cremozitatea hidratantului poate cauza subțierea machiajului, în cazul în care hidratantul nu a avut suficient timp pentru a intra în piele. O modalitate mai bună. Așteaptă 60 de secunde până când crema hidratantă este absorbită. Sau tamponează fața cu un șervețel după hidratare, înainte de aplicarea fondului de ten. Recomand cremă complex hidratant pentru rafinare de la Elizabeth Arden. Greșeală obișnuită. Aplicarea parfumului pe haine. Parfumul este creat pentru a fi aplicat pe piele, unde interacționează cu căldura corpului. O modalitate mai bună. Înainte de a te îmbrăca, aplică sau pulverizează parfumul pe unul sau două dintre punctele de puns. Și nu îți frica încheieturile una de cealaltă. Îți recomand o gamă impresionantă de parfumuri. Greșeală obișnuită. Pensarea sprâncenelor prea aproape de oglindă. În momentul în care te concentrezi asupra fiecărui firicel, pierzi din vedere forma generală a sprâncenei. Fă câțiva pași înapoi după ce ai pensat câteva firicele, pentru a verifica simetria sprâncenelor. Greșeală obișnuită. Neglijarea gâtului. O soluție mai bună. Întotdeauna când aplici crema de față continuă, pentru a acoperi și gâtul, chiar și pieptul. Greșeală obișnuită. Folosirea cremei hidratante pentru a reduce pungile ochilor. O modalitate mai bună. Dacă pielea din jurul ochilor este umflată, dar nu este înroșită, iritată și nu prezintă mâncărimi, atunci aplică o compresă rece sau cu gheață pentru 10 până la 15 minute. Greșeală obișnuită. Îmbăierea sau dușul până ce părul și pielea scârție de curățenie, petrecând prea mult timp la duș sau în cadă de baie, sau exfoliind pielea prea viguros. O soluție mai bună. Încearcă să limitezi timpul alocat dușului sau îmbăierii la 10 minute sau mai puțin și folosește apă caldă, nu fierbinte. Recomand Trezor gel de duș de la Lancome. Greșeală obișnuită. Supratratarea erupțiilor și coșurilor. Majoritatea acestor tratamente conțin acizi care penetrează pielea pentru ore întregi după ce au fost aplicate. Utilizarea în exces poate cauza arsuri, roșeață, descoamări și iritații. O soluție mai bună. Folosește astfel de tratament odată sau de două ori pe zi. Evită uscarea pielii. Găsești mai multe produse de îngrijire a pielii, a părului și a corpului, la cel mai bun preț, pe Strawberry.net, compania cosmeticelor proaspete.